sigur, sigur, delict, fără număr. Tot așa, 98 se cunoaște. Vexatul, uitați-vă în stânga, în stânga, este istorie. Să intrăm în buncăre. Ne facem intrarea. Nu priviți în stânga, firma Reb. Asta e cartierul Titulescu, aproape de Victorii, de Gara de Nord. Și grădinița asta a văzut multe, multe și rele. De exemplu, și plăcuța asta, aici mai stăm seara. Și faleza trebuie de genul ăsta. Da, faleza încolo. Ia încolo. Imediat în stânga e o terasă unde mai pierdem noi vremea. Iată, drept în spate este un zid mărturie. Drept în spatele vostru. Aici a funcționat o poză care ar fi trebuit să constituie coperta de la albumul nostru. Bun, deci cam asta a fost. Asta e despre această zonă. Să ne mai plimbăm, să mai vedem. Ce vreau să spun? Nu putem să mergem la tine stradă? Să tragem niște întrebări acolo, știi, de astea nu știu. Nu știu, dar tragem, uite aici, astăzi cu interfoane. Cum la tine, Andrei? La tine face greu cineva? Aș cum tenta, că era frumos, știi, că poți să stai pe scări, pielea mea, e frumos. Hai să mergem atunci. Băieți! Aveți cheie la bloc sau nu stați aici? Nu stau aici. Ia vedeți. E deschis? Și o să fie și mai târziu? E blocată ușa sau cum? E blocată ușa? Nu, hai mă la tine, lasă-mă. Hai, mergem așa. Păi și atunci hai să luăm cu spate așa. Acum mergem înspre spatele blocului 10, blocul meu. Să studiem un pic zona. Și aici sunt câini, ca peste tot. Din am. Scări de bloc, scări care au văzut și ele multe și grele, cum am mai spus. Scările poate să vă spun. Cum sunt băiat de cartier? Sunt băiat de cartier, sunt și băiat de palier. Dar și eu sunt, și eu sunt. Și ele. Bulevardul Duca e încolo, e bulevardul care dă în Gara de Nord. Dă spre strada dreaptă, care e strada asta. Acum aici zicem alt topul, dar noi suntem conservatori și cum el ține la titlul de 1 mai, care s-a schimbat acum în... Eu nici n-are rost să... Nici n-are rost să spunem. Strada dreaptă s-a schimbat în strada Maltopul și Titulescu a rămas cu același nume. A rămas... Nu râdeți, nu râdeți. Și acum scara albă cu 10, Titulescu. Cunoașteți cumva pe aici un bloc? Da. Da, eu sunt aici. Da? Da. Eu sunt aici. Eu. Colonelul Mateu, că la ce apartament? La etajul 5, nu știu eu, nu știu apartamentul. Apartamentul cât ar fi. Nu știu, nu știu. Vă deschid eu și urcați la etajul 5. Da. Haideți-o și da, mulțumesc, la 5. Nu, las-o la nimeni, nu e nimeni. M-a fundat. Bun, deci atunci direct pe întrebări, pe zonă. Cântăm de mult, cântăm de până... De foarte mult. Da, de mici. Eu mă pot lăuda cu faptul că știu notele dinainte să știu literele. E deștept rău, office assist. E pe bune, e pe bune. Și așa de cântat, mai de-astea te iau cu lopata, mai sub duș, deci se cântă, se cântă de mult. Dar pe zonă, să zic, suntem după 95. Ești nebun la de cap. Ești nebun la cap, oficial. Oficial eu cu tine pe felie? Da, de 95. Nu, 94. Bine, zicem așa. Să zicem așa, dar ne mai tragem de lungim zeama.
Facem parte din arhicunoscutul sindicat RANS, Racla, Ghetodaci, Dahugia, știți, tot așa. Avem proiecte diverse. Diverse variate. Așa. Arată la enciclopedie, trebuie de stat de ce, adică suntem luați în colimator puternic. Da, și ca lor de cartier, și ca lor ziai muzicii. Da, lor ziai underground, da, așa. Da, suntem din underground, direct din underground. Direct, direct. Dar nu văd, când, în general, în România, lumea când spunea de când se gândește la canale, la ruine, la treburi de astea. E o chestie, că lucrurile nu sunt înțelese clar. Underground-ul, deci ar fi două chestii. Underground-ul bazându-se pe respect, pe de o parte, și restul bazându-se pe foame. Mă înțelegeți? Da, dar aia deja sunt la limita underground și comercial, adică... Sunt la un moment dat, adică se întrepătrund... Ei vor fi underground la început și peste două luni de zile nu se mai bat în partea cealaltă, da. Bat în partea cealaltă. Încă un principiu pe care aș vrea să îl menționez ar fi că, după părerea mea, gangsterismul e o chestie care se bazează pe respect și atunci e de natură underground, să zic. Dar aici a fost înțeles greșit, pentru că e luată doar partea cu bani, cu bani, cu costume, nu știu, cu pistoale, deci efectiv la modul pac, 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 dar gangsterii externi și cei autohtoni au în primul rând respectul celorlalți. Și nu o să vedeți un adevărat gangster că se dă șmeche, să se dă de lume pe stradă, adică afacerile deja ating cote prea mari. Uneori seara ne mai vine să vorbim cu lumea. Da, bine, asta e deja ceva de cartier. Asta e o dovadă de lipsă de harfism, că vorbim cu lumea, deci vorbim cu lumea. Da, și ne place să intervievăm oamenii care vin polonic în cartier. Dar intervievăm cu microfonul, cu băta, cu așa, cu... Arma mea preferată e sticla de bere de un kil, aia îmi place mie. Mai tragem cu praștia, cu pufuleți. Să deci omul meu, Chiostu, mi-a dat amintire două sticle de Gambrinus de sărbători care au și clopoței. Deci, da. Fără nicio legătură cu șarpele sau... Acum tragem să facem los de tricouri, cu label-ul respectiv. Da, cu Gambrinus și vrem niște geci. Dar harfe în București, în general, înseamnă... Figuri. Figurine mari, de plastilină. Adică, de exemplu, ai plecat de foarte jos și, da, și substanțe toți am dat. Da. Și ai plecat foarte de jos și tu-i rădăcinile. Adică deja nu mai e nimic de vorbit cu cei cu care ai stat până acum, treburi de astea. Nu mai dai noroc cu lumea care te-a ajutat când erai jos. Mm-hmm. Omul deștept se ține departe de... Cred că... Oricum, se ține departe de înăuntru. Deci e o chestie, nu? Cred că cea... Omul fraierul cade la un moment dat. Deci, asta e o schemă, să te ții curat. Măcar de fațadă, dar să te ții curat. Da, nu, că și el spunea că cred că cel mai mult am avut de furcă cu RATB-ul. Da, asta care, da. În final, eu, cel puțin, mi-am rezolvat problemele pe următorii 20 de ani. Da. Dar el mare, dar sunt manevră pe astea, da. Când e cu mine, suntem în misiune amândoi. Da. Adică nu e nicio problemă. Agenzi. Că în general am mai explicat asta, cred că de 150.000 de ori delictul care reprezentăm noi e liric. Deci nu se referă la forță, deci arma fizică. Arma principală e pixul cu foaia, după aia vine sticla Gambrinus și altele. Pixul, celulele capului. Da. Ales cele mai grele arme. Ce ne-a măcinat a curs. Poate fără să vrem, adică la un moment dat n-avem probleme din alea cum sunt în afară, nu știu, să fim neglijați social sau chestii de astea, nu e cazul la noi. Deci noi, să zic, intrăm, ar trebui să intrăm pe alte chestii mai mult. Sunt unii care încercă, dar se ia prost, deci se caută niște chestii care de fapt nu sunt și tragi de ele. Să folosesc asta. Da, și în general muzica hip-hop și în general underground care reprezentăm noi e... Undergroundul trage în filozofie. Da, trage în filozofie, dar în primul rând ești obligat să spui adevărul. Pentru că asta e muzica hip-hop, adică nu poți să spui că ți-ai cumpărat portavion și tu n-ai nici salteagă pneumatică sau treburi de astea. Deci asta e vorba și... Texte sociale nu putem să spunem că avem, dar la un moment dat când...
ne vine să băgăm, de exemplu, mai scapă, da. O figură politică, treburi de genul ăsta, în general la noi totul e cam un flirt, așa. Am o chestie de genul ăsta, adică satiră mai mult. Și normal că la satiră avem posibilitatea să menționăm și personaje arhicunoscute. Nu rog, pe vecinul meu, Rimarul, l-ați cunoscut, dar uite, cunoaște și pe vecinul meu, Robert, omul Frangulea, așa. E omul meu, vecinul, ce f***a. Vestimentația are un rol și la el. Așa e el, așa e. Vino în spate, ia lor la porpagaz aici. Mergem la Băneasă. Așa. Și zic, pace pentru toți cei care semnează taguri, care fumează geancuri, care trag zigzaguri. Nu fumez pe Kant, nu citesc pe Kent, îl trag pe Blanc, pe Blanc, și e evident, iminent, voi fi permanent, eminent, proeminent, veșnic, elovent, în calea afară de coerent, insistent, vin la moment, spui că simt decent, vixatul vex, underground în fiecare procent, îl reprezint că sunt bazat pe voce, iar tu, dacă nu ești acum de acord cu ăsta, nu, vrei să mă asculti? Asta te va costa. Mă cheamă Vexatul Vex, sunt în generația contra și o dirigez acum ca Iosif Conta. Până să cedezi, am să strâng cravașa, să te auc când zici bine așa. Și zi. Bună ziua. Bună ziua. Să trească generația proprie. Freestyle-ul meu se referea la o veche melodie, nu mai merg de cine o cânta, suna cam așa. De ce mi se întâmplă nu așa ceva? Nu pot să fac treburile. Mai ales când văd așa ceva. Nu, freestyle-ul meu se referea la o melodie mai veche. Nu mai știu cine cânta, dar... De ea mai stată, dar... Suna cam așa. Alături de tine stau, vreau golden, vreau și te iau. Pe sus, mâncați și gura, sunt băiat de unul mai. Consum seara florentilor lângă decul meu acai, fiindcă n-ai habar de vreo noțiune muzicală. Crezi că ești artist, însă este clar că ești o ștoacă goală, nu mă faci. Și degeaba te atași când îți zic. Asculți 300 și Genius, dar de la mine bei lătic din furtun. Ai uitat când te duceai cu bunicii la mare la Neptun toată vara. Și cum ține Gabi Mitran chitară, așa îți țin eu ștoaca să te dezvezi de ei. Familia dens din România, băieții de 2 lei. Mâncarea e cascheta la toți trei, deci toată să ne iei. Bine de tot. Cam asta a fost. Coneț. Deci noi încercăm să scoatem noi felul unele chestii și să explicăm oamenilor pe înțelesul lor. Că mi-apare parlamentarul, nu știu care, Gigi Vasile la televizor și începe să-mi bagi niște termeni care Gheorghe de la bodegă, de la marginea străzii, se uită de... Începutul de hip-hop-ului se pierde negura timpului, ca să folosesc un șablon. Nu se știe exact de la ce a început. Dacă rămânem la fel cum suntem acum... Ne-am luat calculatorul, se mai bat cu tine în cap. Da, și apoi câștigă banii muzică. Nu eu am ales muzică. Băi, eu am ales. Deci noi încercăm să scoatem noi felul unele chestii și să explicăm oamenilor pe înțelesul lor, că mi-apare parlamentarul, nu știu care, Gigi Vasile la televizor și începe să-mi bagi niște termeni care Gheorghe de la bodegă, de la marginea străzii, se uită de... Zice, pe ce limbă vorbește ăsta, mă? Vorbește chinezește? Ce vorbește? Începutul de hip-hop-ului se pierde negura timpului, ca să folosesc un șablon. Nu se știe exact de la ce a început. Thank you.
I am maniac killer motherfucker. Yeah. Zi, inspectore. Criminalul. Maniacul nou în trupa noastră. Eu sunt inspectorul. Fac parte din trupa Lyric. Sunt al doilea membru din partea stângă. Eu sunt Cagula de la Lyric, normal. Nu șef, fondator. Da, să zicem fondator. Ne-am ascultat pe stradă cântam, ne-am văzut așa ce poate fiecare. Cătălin, care este cel mai nou din formație, ne-a ascultat odată și ne-a plăcut cum cântăm. Eu am făcut parte din Clansman, eu când în 94, da, printre primele formații. Adică cam a patra formație. Cam a patra formație care a apărut la noi în țară, de stilul care îl cântăm. Și băieții mi-au plăcut cum cântă. Și am zis să încerc o nouă chestie cu ei, deja formația noastră, Clansman-ul, s-a destrămat. Și să vedem ce se întreabă asta. Noi, cum să zic, noi facem absolut totul e underground. Produs de noi o să fie, cel puțin primul album, o să fie produs de noi, distribuit de noi. Deci care e chestia la formația noastră, nu ne place muzica comercială. Noi facem totul pentru noi și pentru cei care vor să ne asculte. Deci vrem să facem un stil original, adevărat, nu muzică... Ba și hai să scoatem și noi ceva, să mâine să ajungem cu buzunarele pline de bani și rezistăm un an, maxim doi, și părma am căzut la fund. Asta e chestia, deci vrem să facem ceva să țină în timp. Este o muzică de stradă care eu pot să mă iau de exemplu de cine vreau, cine îmi trăznește mie prin cap, de ăla pot să mă iau sau pot să nu mă iau de nimeni să fac ghiduri și lirice sau... Deci viața de zi cu zi asta prezintă. Absolut orice pot să spun. Viața de zi nu cu zi. Nu e neapărat în... nici în muzica voastră. Viața socială, de exemplu, dacă tu oricine ai văzut că mai stă și zice, nu știu cine a dat legea să-ți bagi taxe sau nu știu, și iar zici, băga mea și picioarele în gura lui că era băgat nu știu ce taxe. Orice om nu-i convine ce se întâmplă la noi în țară. Nu vezi că noi deja ne-am dus jos de ce în ce. Erau bulgarii, mergeau cu trolebuzul și cu tramvaiul, mergeau pe ouă. S-au ridicat și noi am căzut mai rău decât ei. Suntem varză acum, ce mai? Suntem salam. E un haos total la noi în țară. E un haos total. Toată lumea vrea ceva, dar nimeni nu știe ce vrea. Și... în ziua de azi, dacă ai bani, rezolvi orice rezolvi. Dacă n-ai bani, nimeni nu se uită la tine. La noi în țară e chestia cu furatul. Cât timp la noi în țară o să se fure, o să fie exact ca până acum. Fiecare guvernant nou zice, o să fac, o să dreg, așa, așa, dar dacă el o să vrea să fure, tot aceeași minune să fie. Noi încercăm să scoatem la nivel unele chestii și să explicăm oamenilor pe înțelesul lor că mi-apare parlamentarul, nu știu care, Gigi Vasile la televizor și începe să-mi bage niște termeni care Gheorghe de la bodegă, de la marginea străzii, se uită de... Zice, pe ce limbă vorbește ăsta, mă? Vorbește chinezește? Ce vorbește? Nu, sau să facem ca omul de rând să înțeleagă că totuși mai nou domnul Miron Cosma vorbește aberații, adică cum el a putut să-și facă... Nu ia și în pușca. Cum el a putut să-și facă sărbătorile în Grecia, eu nu înțeleg de ce vine și... Mă rog, deja facem politica asta, nu... Eu nu înțeleg cu el... Da, neapărat. Deci hai să încercăm să spunem... Oamenilor de rând, pe înțelesul lor, tot ce se întâmplă, de să le arătăm faptele reale. Să nu vorbim despre aberații, să aberăm că am luat mitraliera și am intrat în circa de poliție și am mitraliat pe toți. Deci astea sunt niște aberații, trebuie să fii bun laf, să ai imaginație cât mai la concret, cât mai la real. Dacă omul vrea să asculte și vrea ca să înțeleagă ceva din ceea ce facem și vrea ca să fie receptiv la ceea ce facem, o să se schimbe, o să încerce să facă ceva, să schimbe ceea ce este. Asta e, dacă nu vor să fie receptivi, o să murim tot așa cum ne-am născut, nu așa. Tot de desut. Să facem așa, un freestyle așa pentru fani, pentru okay. Antenă, pentru da? Facem? Într-adevăr, freestyle adevărat, fără negativ, fără nimic. Cu sunetul va fi să-i dăm drum. Normal, de cameră.
Rapul se ridică, dar nu zboară. Cu cadența, doboare, incompetența, se ridică impertinența, indiferența pentru tine e ca o boală. Ce coboară pe o scară în spirală, amețește influența, inspectorat liric, veridic, critic, incompetența în materie de rapac, loc în loc de foc, când din spate se arată concurența, ce se ridică din est spre vest, respect la nivel înalt pentru cel ce are cuvântul adevărat, care pentru a se exprima alege realitatea. Da, bine, hai să bagi. Eu fiind mai uituc, zic de pe foaie, să se vadă că zic de pe foaie, să nu se creadă că mi-am învățat textul, că nu pot. Mai așa de toate, să zic că veri prezent. Eu te iau pe voce ca de buletin, aferent. Prezent. Gata, m-am liniștit. Să zic că toți băieții pe negativ de rap. Inspectoratul face festival de hip-hop. Cu cărțile pe față, e rap 100%. Procente, calitate rară, cu lime de surginte. La cuvinte, să zic că nepoțelul, dacă nu, păi da. Genile de pe strada publică, hoarda. Că aici la noi s-a spart ceva de cuvinte. Vezi să nu te, că eu nu mă pot juca. Că ne să-ți o rimă, să-ți o zic, uha! Verde în față, cu multe de clasă, verset după verset și condimentat de nașul ca mezelul gourmet. Inspectorul a fost, ANF, ANF. Să-ți vedem cu maniacul. Droguri, crimă, violență, oamenii merg spre demență, sunt îndemnați cu tot să meargă spre această soartă oarbă, heroină, cocaină, de ce nu? Chiar și morfină, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, you are always in my brain. Creierul e infestat de atâta drog, el s-a atrofiat. Păcat, căci oamenii te duc la acte oribile cu mult sânge, să omori un om nevinovat. De ce? Cu ce te-ai afectat? Eu sunt maniac, killer și aș ucide fără milă pe toți cei care vor să-i doboare pe oamenii săraci, cei care sunt amenințați de șmenari grași și putre de bogați. Yeah, liric! Haide! Ce faci, Brugner? Cu carne și oat. Sărma! Pa, mami, vezi că venim cu suma, să-l zic. Bun, ce faci, băi, drumul? Ce faci, băi? Să se observe că l-avem în zonă pe Brugnă de la Delic. Da, uitați-vă la tricou, bă. Lasă-te, bă, cu tricou, bă. Fotbalistă răiți, normal. Ce faci, bă, să vezi, bă? Bine, băi, îmi pare bine că ați venit. Hai, să-l văd, sunt apără. Da, mă, să vezi, bă, hai să mergi. Gata, plecam. La revedere. Doamne, vezi că mă întorc mai târziu. Stai liniștit, da? Yo! Mersi! Băi, s-a buftit acolo! Poate din gașca mea, cu fetițele noastre, cu așa. Oana, mai departe, mai multe să vă zic. Cu fetițele noastre, ele de la grăsuri. Ele mascota noastră. Cine primează? Corleone! Ele, omul de la FBI. Omul de la FBI. De ciorică, mustață, vartane. Face! Rus, domnul nostru! Omul nostru cu ochii. Omul e cu hockey, cu hockey. Parpală! Sportivul care dă bine cu capul. Începutul de hip-hop-ului se pierde negura timpului, ca să folosesc un șablon. Nu se știe exact de la ce a început, au fost păreri cum că primele rădăcini sunt în jazz-ul anilor 20-30. Sunt diversi artiști care își arogă poezia de întemeietori, cum ar fi James Brown. Chiar și Muhammad Ali este considerat unul dintre întemeietorii hip-hop-ului, prin faptul că el în ring scanda două, trei versuri cu care își umila adversarul, făcându-l să fie mai slab în luptă. Cert este că sunt trei curente muzicale care au dus la apariția hip-hop-ului. Acestea sunt jazz-ul, funk-ul și ragamuffin-ul.
Prima piesă datează din anii 70. Precursorii ai hip-hop-ului actual sunt Grandmaster Flash. Ce să mai zic, The Poets, trupe care cântau mai mult spre funk. Perioadele în hip-hop au fost era electro, iar trecerea spre b-boy era, care a succedat aceste ere electro, a fost marcată de Run DMC prin 83-84. Aceste ere se suprapun cu schimbarea curentelor de la old school la new school. În curentul new school se face simțită confruntarea dintre cele două tabere, coasta de est și coasta de vest. Hip-hopul oricum a apărut în est, asta este bine să se știe, a apărut în New York. În anii, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, au fost și primele încercări în Los Angeles, unde rapul era folosit mai mult ca mod de exprimare de către componenții bandelor rivale. Hip-hopul în Los Angeles a apărut din prima ca fiind violent, ca fiind o copie a celui din New York. Termenul de gangbang înseamnă împușcături din două mașini care merg una lângă cealaltă, cu aceeași viteză. Gangbang-ul este un sport acolo, este un mod de a te omorâ. Gangsta rap-ul a apărut și el datorită trupei NWA. Gangsta rap înseamnă o muzică violentă care nu are multe de transmis ca filozofie, care prinde la oameni violenți și care simt nevoia să se refuleze prin intermediul violenței. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre gangsta rap pentru că nu este un curent pe care noi l-am fi îmbrățișat. Vreau să vorbesc numai despre East Coast, acolo ne regăsim. În New York se fac jocurile de cuvinte, tot acolo expresia lirică își găsește adepți în stradă, în oameni care simt nevoia nu neapărat să se refuleze, simt nevoia să se integreze. Aș putea să vorbesc și despre freestyle, care este o manieră de a crea rap în timp real. Un MC adevărat este un MC care improvizează rimele liber, textul ia naștere în studio, în momentul înregistrării. Se utilizează freestyle-ul mai mult în cerc, deci se strâng 5, 6, 10, 20 de MC, formează un cerc. Aici am putea să intrăm și în probleme de religie, de paranormal, cercul îți dă putere. Atunci când stai într-un cerc și faci freestyle, rezultatul este mult mai bun. Se vorbește despre cipher power, despre circle power. Sunt amănunte care poate nu spun nimic la prea mulți, dar sunt aspecte de viață, încercați și o să vedeți că așa este.